fapt, în sală sunt toți consilieri prezenți, toți 11. Și îl rog pe domnul primar să prezinte ordinea de zi suplimentară. Da, bună ziua. Haideți, dăm citire din nou. Un proiect de hotărâre pe ordinea de zi este prin utilizarea excedentului bugetar la numele precedenți. Punctul 2. Proiect de hotărâre prezintă aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 în comuna Secuieni. Proiectul 3. Privind sprijinirea unor unități de cult din comuna Secuieni, județul Bacău. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind propunerea unui evaluator pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei. Și mai era... Da, ce s-a spus, da? Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții personalului din cadrul UAT Comuna Secuieni, județul Bacău. Putem trece la punctul 1 și punem la vot. După cum știți, proiectul de hotărâre cât și cea suplimentată pe ordinea de zi au fost analizate de comisii. Le-am luat rapoartele, din ele rezultă că sunt toate avizate favorabil și urmează să le mai, să mai discutăm despre ele, dacă mai aveți ceva, să discutăm. Sunt mai la diversie, dacă... La diversie. Acum suntem la punctul 1 de pe ordine de zi, care a fost... Atât timp cât nu avem diversie pe ordine de zi, nu avem că să suplimentăm ordinea de zi. Punctul 1. Cine este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate. Trecem la punctul 2. La punctul 2, cine este pentru? Doamna Lucanu? Da, și eu. Da? Unanimitate. Împotriva, abține? Nu. La punctul 3, cine este pentru? Da, domnul meu, și aici aș avea o mențiune referitor și la domnul Brănișteanu, ca să acordi și pentru celelalte biserici care mai sunt și care n-au primit niciun fel de ajutor. Am înțeles, da. Adică consider că parohia Tumbeni a avut sprijin din punctul nostru, primăria Secuieni să primească acum suma care o are pe deviz. Parohia Secuieni, primăria. Parohia, da, îmi cer scuze și cred că ar mai trebui și la celălalt, cum ar fi Berecnicieni care n-ar primi niciun fel de sumă. Sigur, deja este o cerere depusă, este în analiza domnului viceprimar. Și la Vlășoare, dacă sunt. La nu sunt cere. Domnul... Să zicem la punctul 4. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Și punctul 5. Cel care s-a suplimentat. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Deoarece nu mai sunt discuții de vrea ședința închisă. Mulțumesc. La diversie, a auzit la domnul primar, că având în vedere că n-au fost prinse...